În aceste vremuri deloc fericite, părinții sunt încurajați să poarte o discuție deschisă cu copiii, ajutându-i să înțeleagă situația. Copiii simt agitația părinților, de aceea trebuie utilizat un limbaj adecvat vârstei. Siguranța este pe primul loc, iar explicațiile date nu trebuie să-i facă să se simtă triști. Să le găsim preocupări de la activități, chiar dacă se întâmplă în casă, în curtea casei, trebuie. De la lectură, de la statul mai puțin pe internet, da? La activități care să-i le distragă atenția și preocuparea strictă de la preocupările care până mai ieri le umplea ziua. Fiecare vârstă percepe diferit starea de izolare la domiciliu. Dacă pe un copil de vârstă preșcolară desenele, poveștile și alte activități îl ajută să treacă mai ușor peste statul în casă, la vârsta adolescenței vorbim de alte moduri de gândire, accesul la internet, platformele online fiind un real folos. Ei, la adolescenții, într-adevăr, este grupa de vârstă în care psihologic ei sunt în mari căutări și mari frământări și de modul în care înțeleg să asimileze niște valori pe care, credeți-mă, mi-a dat generațiile noi să nu prea le accepte așa cum le-am luat noi și le-am preluat, da? Parcă au alt sistem de valori și transmiterea asta între generații, părinți, bunici, copii, se pierd. Indiferent de vârsta copiilor, ei trebuie abordați cu sinceritate. Arătați înțelegere pentru ceea ce simt și acordați-le atenție deplină. Asigurați-vă că ei înțeleg că pot vorbi cu dumneavoastră și cu profesorilor ori de câte ori doresc.